Vreți? Eu sunt pregătit. Sincer, vă spun, sunt pregătit pentru o vacanță tropicală. Mi-am făcut bagajele, dar n-am ajuns decât până la o baltă și n-am prins cine știe ce. Am prins un biban, dar nu știu cum să-l prepar. Șef Salvo, mă ajut? Bună dimineața! Ia uite ce biban frumos! Bună dimineața! Bine, asta, nu... asta e un copil, de fapt. Copil, da. Foarte... Așa? Vede... Stai să-l vedem. Da, a, perfect, le perfect, și perfect. Crem. Așa? Ia uite-l. Uite-l. Este... E un vițel, de fapt. Exact, da, da, da. Nu, uite-l. Da. Asta sunt icre roșe. Așa. Ai văzut, azi lumea a dansat, lor a spus, vrei un masaj. Așa, eu, da, eu, tu. Înainte că pregătește biban, l-o masajez. Îl masez, da? Zi, l-o masez, masajez. Da, masez, da, 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 da. Îi facem un masaj frumos și după l-o punem în tigaie. Ma, vezi, am ce, pregătit. Ce-ai pregătit în tigaie acolo? Atunci, biban, asta e un biban care a ajuns acum în platoa la 9:30. Asta e biscuit în Grecia. Okay. E un biban de mare. Atunci non vorbim de biban de coltivazione. Are o carne forte. Foarte bună. Foarte bună. Asta, come foarte mirosa, bună. Asta, aici, ca Chanel. Da. Așa. Și după că l-am tăiat, după l-o facem live, atunci noi tăiam pește, okay. Facem niște file, e le punem în macerare. Okay. Atunci se pune că pește ce, se... Din ce ai făcut asta l-am făcut de... cu niște mirodenii, că avem aici, am pus menta, am pus origano proaspătă, okay. Sare, piper și origano uscat, care are două guste foarte diferite. Peștele o lăsăm aici jumătate de oră. Punem peștele în sosul ăsta, da, o jumătate de oră, dar ai zis că îl facem... Da. După că l-am tăiat, noi facem așa. File, da? Vedi pește, okay. Trebuie că se taie, stai liniștit. Cum? Stau. Este prietenul meu, nu te omor. Vedi, asta pește așa? Are o conformațiune fizică foarte importantă, atunci... Se face de obicei așa, se taie un pic de coda, tăiam un pic de aici, okay. Capul niciodată, pentru că peste se folosește tot. Per exemplu, okay. Cu capul facem un brodo, o zamă, Che îi da mult. Ciorbă, un borș de pește, cum un borș, se zice. Cum spuneți voi. Da. Și după, vedi, aici avem coloana vertebrale de la peste, atunci tăiam de aici. Acolo. Okay. Bine, trebuie că tu... cunoște, eu, per exemplu, cu cuțit ajungă pana la osa, okay. nu merg mai departe, da. Atunci, vedi, l-o tăiam așa, așa. Bun. Vedi, poi l-o deschide. Așa. Că trebuie că filetul de la peste trebuie că iese întreg, că nu trebuie că l-o distrugi. Cel mai are oase pe bucata asta sau nu mai are? Nu, e total curat. Bine, asta cu un pic de experiență, non imediat. Atunci tu scoți filetul, vedi? Total curat. Ma lo facem un pic mai târziu. Da, bun. Că așa, și luăm bucățile astea, le punem, le lăsăm o jumătate de oră. Le punem aici, le lăsăm o jumătate de oră, că... El proprio assorbe tot gustul de mirodeni. Exact, toate mirodenile astea și după aia? După lo pregătim în tigaie. Vedi, deja n-am pregătit niște chestii, că azi facem și un piure de cartofi. Facem un piure de cartofi, ma lo servim cu peste servim niște legume. Azi avem o grădină foarte frumoasă. Bun. Și azi pregătim un piept de rață. Deci facem două feluri de mâncare. Deci facem pește, acest biban pește, da? Da. Pe care ăsta, până la urmă, n-am înțeles. Îl prăjim în tigaie, îl frigem în tigaie. După așa, că el stă aici, da? Jumate de oră, că a levat tot gusturile de la mirodeni, de la ulei, de la sare, așa, l-o punem în tigaie, fără ulei, fără nimic. Fără nimic. Pentru că gustul... Că el oricum are de, a luat și uleiul ăsta de aici. Da, mă, nu se pune nimic. Foarte mult pune unta, asta. Asta. Noi nu punem nimic. Nu punem gustul nimic. Natural, 100%. Bun. Și la pește avem garnitură de legume, așa, niște cu peste facem niște legume, ma facem niște legume foarte particulare, că după te le arată și că plating vine foarte frumos. Ok. Și după ne pregătim... Și al doilea fel avem, ce avem aici? Avem un piept de rață, proaspătă, nu congelată. Da. Că acum l-o lucram, l-o feliam și vedi, rața are de obicei aici o cojă. Are o piele, Che e foarte importantă, pentru că carne de la rață se usca foarte repede. Tu la pui în tigaie, pam, diventa un lemn. Okay. Și piele va lucrată, va tăiată. O tăiem, o crestăm așa. Are două chestii foarte importante. Una vizivă, că tu vedi un plating foarte frumos. Okay. Doi, grăsime de la piele
intră în carne. Înăuntru și îi dau un gust. Exact. Și nu se mai usucă, nu mai e atât de uscată după aia carnea. Și asta rața, cu ce o facem? Asta la facem cu un piure de cartofă clasic, gourmet, care are niște mirodeni înăuntru. Da. Noi facem un piure clasic, îi dăm un gust. Piure clasic ce înseamnă? Adică punem cartofi cu unt și cu lapte? Sau cum? Cartof, unt și lapte. Unt și lapte. Și gata. Poi punem niște mirodeni, că e o explozie de... în gură. Ai o explozie nucleară. De gusturi. Da, 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 da. Perfect. Sună extraordinar sună de bine. Bine. Și abia aștept să vină ora prânzului să și mănânc. Sună bine, vedem dacă apoi e bun. Ce facem cu icre? Bun o să fie sigur. Icre, după completam farfuria cu biban, cu niște icre. Astea sunt niște icre aici, din țara, din România. Nu sunt din importațiune așa. Da. E icre roșie. Și asta a ajuns azi. Asta vede și un pic mai multe pentru tine. Da, 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 perfect. Că mi-ai știut săptămâna trecută. Mi place icre. Mai spuse negre. Da. A ajuns roșii. A ajuns roșii, ce să facem. Bine, perfect. Ne apucăm de treabă atunci, șef Salvo. Eu acum, încet, încet, pregătesc tot. Ne vedem mai târziu. Perfect. Vedem la ce punct am ajuns. Exact, exact. Bine, ne oprim pentru o pauză de publicitate și ne întoarcem imediat. Sigur. Dar eu nu mai pot de foame și sunt curios să văd ce a gătit șef Salvo aici. Ia să vedem. Cove, senzațional. Da. Scuze, un telefon din Italia foarte important. Un telefon din Italia, ia să vedem. Da, ok. Bine, bine. Cove era Francesco Totti, după che t'han vizuto come gioca este la AC Milan. Cove molto. Gata, mă bucur, o vedete in football. Bravo. Gata, allora, mă transfer la Milan în curând. Bun, ce e gata Totti până dice, acum? Dice, asta e Maradona din România. Exact. Am gătit rață, atunci am făcut primul preparat, după vedi pește. Peștele e deja, e pus la macerat, bine. În lucrare, n-am făcut niște legume, că după le degustă sunt ceva de... te provo în gură. Așa. Eu, și asta e un gust normal, ma trebuie că degust un pic de rață și un pic, un pic de mus de cartof. Mus. Mus nu zicem piure de cartof. Nu, mus piure de cartof. Așa. Piure așa. Piure lo face tot. Mus. Piure face oricine. Exact. Exact. Arată senzațional de bine. Tot mirodenii că vedi în farfuria se mănâncă tot. Și văd cum e... Hai că să iau asta. Pulpa asta de rață. Da. Uite cât de bine este... Da, e mole, se lasă un pic roză. Da, 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 da. Te rog. Vai de mine cum arată. Și asta se mănâncă așa, cum vede, foarte, foarte simplă, fără sos, fără nimic, pentru că de multe ore schimbi gustul de mâncare cu foarte mult sos. Cu sos, da. Dacă la servești cu sos, nu se întâmplă nimic, e foarte bună. Cât de bun e musul ăsta de... Da. N-am știut că piureul poate să aibă și gustul ăsta. Nu, asta, de exemplu, secretul. Tot mirodenii că vedi aici pe masă, l-am pus înăuntru. Atunci, adică, practic, tu ai făcut un piure clasic. Clasic. La care ai adăugat aceste mirodenii, dar care schimbă total gustul. Da. E schimbă total. Serios? Ma noi lo facem o schimbare foarte pozitivă. Vedi, noi azi pregătim, avem un pic de Mediteraneu în farfuria, pentru că rața se găsește și în Mediteraneu. Nu e că doar pește, trebuie că oamenii acasă înțelege asta. Mediteraneu, o bucătărie mediteraneă, are carne și pește. Perfect. Abia aștept să mă așez serios la masă. Abia aștept să fie gata se și peștele. Se știe că o bucată trebuie că le lasă pentru Adela Popescu. Trebuie să-i trimitem. Neapărat. Cu... Adela Popescu sigur de urmărește acum. Peste, îi place foarte mult. Place atunci foarte trebuie mult. Că facem așa. Perfect. Te las să continui. Complimente pentru că ai fost urmăritul de la tot. Mă bucur, sunt mandru de tine. O un prieten în o carieră la Real Madrid. Exact. Undeva în fotbalul internațional. Nu o vorbă. Perfect. Mersi tare mult, spor la treabă. Da. Perfect. Dar Salva, ce că, ai acolo, pește sau ceva. Carne? Vreau hai să știu. Are și pește și carne. Da. Are și rață, da? Șef Salvo, uite, a pregătit aici. Te rog, Diana, să... Așa. A, icre roșii. Asta, ia, cine... Atunci pregătim o farfurie în plus. Da, fetelor, vă rog. Luăm noi fetele. Facem o farfurie pentru fetele. Exact. Dar arată bine, dar mirosește și bine. Știi, și voi acasă. În bucătura perfectă, mușcătura perfectă trebuie să aibă de toate câte puțin. Da, dragă mea. Da, mușcătura așa perfectă așa este. Nu? Da. Nu se vede că m-am mușcat? Da. Alora, asta e farfurie. Tom, întărim faptul că nu ești perfect. Așa. Așa, stai să... Ia. Perfect. Îți place așa ție, stai.
Stai așa, uite, Marian, că ne, ne pregătește... Și ăsta e un chiure cu trufe. Șef Salvo. Da, degustă, degustă. Vino încoace, vino încoace, vino încoace, vino încoace. Așa. Cum e? Cum e? Genial. Laura. Te rog, dă cove. Așa, așa, stai. Lui, da, i-ai dat-o pe și... aia mai mare, să știi. Așa. Așa, așa face. Așa, așa, ia, ia, ia. Așa. Ne pui și piure. N-ar trebui pește cu piure, dar... Bine, pește cu legume. Era... Sunt două. Am mai avut, o, am mai avut o rețetă e pe care am făcut-o... niște mirodene. De gustă. Da, 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 a luat, a luat deja. Vino, 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 place. Auzi? Laura, uite, să mănânci din cratiță, să plouă la nuntă. Trebuie că deschidem un restaurant, că se numește Vorbește Lumea. Exact, exact. Ce exact ar fi, ce exact ar fi. Cartoful, mă, cartoful e într-un fel de gest. Cartoful, doamne. Bine, e făcută cu cartof. Da, da. Are altru gust. Foarte bun. Dar eu vreau să iau și de la Cove. Eu cred că lui i-ai pus mai bun aici. Nu mai mănânc, frate. Șef Salvo, mulțumim tare mult. Mulțumim, avem Salvo. Energie suficientă. Putem mânca pe pauza de publicitate, Diana, ca să putem să cântăm după aia, să avem energie. Și lasă să cânte Marian, ei, că rămân aici. Corp, astăzi e corp de balet și... Nu, nu, mi-am dat seama, eu am venit ajutor de bucătar. Așa, da, un ajutor, că cântam împreună în bucătărie. Da, da, super. Spune să-și aducă vioara din portbagaj, că mi-a zis ceva, că mi-au vioara la mine. Te rog să-ți aduce vioara din portbagaj. Te rog frumos și mâncarea va avea un alt fel de gust. Perfect, ne așezăm la masă pe pauza de publicitate, după care ne întoarcem și cântăm. Pauză!